ADN-ul tău este ca o bandă de casetă audio de pe vremuri, dar miniaturizată. Ambele au rolul de a stoca informație și o fac într-o formă secvențială, prin impulsuri magnetice în cazul casetei sau prin înlănțuirea de molecule chimice în cazul ADN-ului. Dacă toți cei aproximativ 87 de metri de bandă a unei casete ar fi lăsați liberi, e lesne de înțeles că întreaga casetă ar deveni un gem încâlcit, inutilizabil și mult mai puțin compact. Cel mai important însă, informația nu ar mai putea fi citită de către casetofon. Într-un mod asemănător funcționează ADN-ul tău, doar că la o cu totul altă scală. Dacă am mări o celulă umană medie la dimensiunea unei casete audio, atunci lungimea totală a ADN-ului din ea ar fi cam 20 de kilometri. Cum reușește să compacteze celula o bandă atât de lungă fără să se înnoade, astfel încât să poată fi citită atunci când este nevoie? Dacă secvențele ADN-ului tău nu ar putea fi citite, disfuncții majore, chiar letale, s-ar produce în cel mai scurt timp. În general, ADN-ul din fiecare celulă a ta este utilizat intens în fiecare moment, cu zeci de mii de zone care se desfășoară pentru citire sau se înfășoară la loc, într-un dinamism coordonat uimitor. La nivel micromolecular, există o sumedenie de capete de citire sub formă de molecule specializate, numite polimeraze ARN, care lucrează în paralel pentru a citi aceste zone desfășurate, după cum are nevoie celula ta. Dincolo de miracolul acestei coreografii precise și formidabil de complexe, este deseori trecut cu vederea miracolul lipsei nodurilor în acest gigantic gem aflat în permanentă mișcare în fiecare dintre celulele tale. Noduri apar inevitabil, dar celula ta are mecanisme dedicate care activează proteine specializate pentru rezolvarea nodurilor. Aceste proteine se plimbă pe părțile desfășurate de ADN și identifică nodurile, după care operează iterativ și chirurgical, taie cu precizie firul și lipește la loc, astfel încât nodul să fie împins cu un pas mai aproape spre dezlegare. Că aceasta este o problemă extrem de complexă, atât din punct de vedere teoretic, cât și ca acțiune practică, ne dovedește nu doar experiența când încercăm să descâlcim un gem de ață, dar și existența unui întreg domeniu specializat în matematică, numit teoria nodurilor. Și totuși, un aparent banal tip de moleculă, topoisomerasele de tip 2, rezolvă aceste dificile probleme cu eficiență și eficacitate de mii de ori pe oră în fiecare dintre miile de miliarde de celule din corpul tău, pentru ca tu să poți funcționa optim și să te poți bucura de viață.